cum se face logodna. De dorit logodna să se facă acasă la fată. Pentru că acolo se face cererea fetei, eu știu, de acum în mod oficial, apoi vii cu părinții tăi, dacă chiar vrei, mai vii și cu frații tăi, cu membrii familiei tale, dar este foarte important să vii cu părinții tăi. Numai decât cheamă pastorul, pentru că pastorul va fi cel care va conduce logodna și dacă sunteți din biserici diferite, chemați ambii pastori. De obicei, cel care conduce logodna este pastorul băiatului, dar pastorii se înțeleg ei între ei acolo. Dacă eu știu pastorul băiatului, poate dorește sau cum găsesc ei de cuvință. Pastorii vor discuta între ei, vor face un program. Programul acesta va fi simplu, vor sta la o masă, se vor ruga, vor citi din cuvântul lui Dumnezeu, vor pune întrebări, toate întrebările, numai decât vor dori să știe cum a crescut relația aceasta între tineri, cum se cunosc, cum s-au cunoscut unul pe altul, cum se văd unul pe altul, cum își văd viitorul înainte. Vor discuta cu părinții să se asigure că nu sunt niciun fel de pedici din partea părinților și părinții înțeleg. De multe ori părinții sunt necreștini, tocmai este și o posibilitate de a le prezenta Evanghelia și părinților, poate pentru prima dată la unii. Și din moment ce nu sunt niciun fel de pedici pentru încheierea acestei căsătorii, numai decât pastorul le va da și anumite îndemnuri în ceea ce ține de pregătirea de nuntă, îndemnuri pentru tineri, îndemnuri pentru părinți, îndemnuri în ceea ce privește organizarea nunții, toate acestea se vor face acolo la logodnă, se va încheia cu o rugăciune, după care eu totdeauna obișnuiesc să fac o poză comună și o public în rețelele de socializare, unde toți oamenii deja le anunț că aceștia doi s-au logodit, de acum sunt mire și mireasă. Numai decât a doua zi îi prezentăm și în fața bisericii. Iată, cam aceasta este procedura logodnei.